s-a născut ca fiica unui preot deținut politic, a trebuit să aștepte 4 ani până când autoritățile comuniste i-au permis să se înscrie la Facultatea de Filologie din Cluj. Otilia Valeria Coman, este numele ei real, a văzut lumina zilei în județul Timișoara într-o zi de 25 martie a anului 1942 și este mai cunoscută cu pseudonimul literar Ana Blandiana. Invitată unor universități, academii sau organizații culturale, Ana Blandiana a efectuat călătorii de documentare și studiu în multe țări europene, iar opera sa, una remarcabilă, este cunoscută în mai multe țări, începând cu Statele Unite ale Americii, Anglia și terminând cu Japonia sau China. De altfel, munca Anei Blandiana a fost recompensată în 1982 la Viena cu vestitul premiu Gottfried von Herder. În schimb, autoritățile comuniste i-au impus interdicții de publicare a operelor sale, cele mai cunoscute perioade, în acest sens fiind cele dintre 1959-1964, 1988-1989. Vocea scriitoarei și luptătoarei pentru libertate s-a făcut cunoscută și după 90, când Ana Blandiana a încercat cu multe ocazii să se raporteze la cele două sisteme și să caute adevărul dincolo de interesele sale personale. Înainte de 89 mă simțeam atât de umilită de faptul că nu pot să fac nimic, încât dacă n-aș fi făcut nimic nici după 89, deși tot ce vedeam în jur era la fel de îngrozitor, aș fi avut sentimentul că sunt vinovată și pentru ce a fost înainte. Ei bine, dacă poeziei Cine dintre noi ar trebui să-i dăm conotații strict politice, am găsit un fragment măcar care s-ar suprapune peste ideea noastră, chiar dacă poemul este unul mai degrabă inspirat din dragostea a doi tineri. Cine a fost înfrânt dintre noi? Cine a putut să rămână? Singurul trup este al tău sau al meu? Și mi-e atât de dor de cine? Numai tăcând, cu ochii închiși, cu dinții strânși, mai poți să te distrug cu greu în mine.